unde cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Și ce-ar folosi unui om să câștige lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Amin. Vă rog frumos să reocupați locul. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru această oportunitate de a fi cu dumneavoastră în această seară. Consider că aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la mine și la dumneavoastră. Mă bucur să salut pe preaiubiții frați păstori, toată conducerea bisericii, la modul personal pe fiecare dintre dumneavoastră și nu în ultimul rând pe prietenul meu, fratele Beni Buble. Domnul să te binecuvinteze, Beni, neobosit în lucrarea Domnului. Doamne, să mai dea Dumnezeu oameni ca tine, frate Beni. Am venit cu mare bucurie la dumneavoastră pentru că frații păstori de aici am un mare respect pentru ei că sunt oameni al lui Dumnezeu și toți de aici sunteți foarte speciali. Am un salut pentru toți din Sfânta Scriptură, de la profetul Mica, de la capitolul 4, versetul 5. Salutul meu spune în felul următor. Dacă se pot pune referințele, m-aș bucura foarte mult. Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele Dumnezeului lui, că trăim niște vremuri grele acum, fiecare cu Dumnezeul lui. Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele Dumnezeului lui, noi și dumneavoastră vom umbla în numele Domnului Dumnezeului nostru. Amen. Totdeauna și în veci de veci, așa să ne ajute Dumnezeu. Mă bucur să salut prieteni, domni și doamne, distinse domnișoare și doamne care sunteți aici, felicitări. Excepțional. Ați făcut un lucru special. De unde să știm noi pe cine cercetează Dumnezeu și la cine vorbește Dumnezeu în seara aceasta? Fiecare dintre pământeni are o clipă când îi vorbește Dumnezeu. O secundiță. Nu știu locația și nu știu departamentul vieții tale în care vei fi cel mai sensibil când Dumnezeu îți va atinge coarda sensibilă a inimii tale. Profetul Ieremia, la capitolul 46, cu versetul 17, Scriptura spune, Ieremia 46, cu 17, acolo strigă, profetul strigă așa, Faraon, împăratul Egiptului, nu este decât un pustiu și pustiu va rămâne forever, pentru că a lăsat să treacă pe lângă el o clipă. O clipă potrivită. Poate ai venit în seara aceasta, bine intenționat, sau eu știu ce te-a adus aici. Dar nu contează prin ce metode Dumnezeu te-a adus aici, s-ar putea o clipă potrivită să fie și pentru tine seara asta. Scriptura spune că Moise s-a apropiat de Faraon, împăratul Egiptului, și a pus o întrebare, Domnule, când vrei să mă rog pentru tine? Și el a spus, mâine. Ai pierdut clipa potrivită. Putea în secunda următoare să fie atins de puterea Domnului, eliberat, salvat, descătușat și iertat și tu. Pentru că nu-i om pe planeta asta pe care să nu-l ierte Domnul. Pentru că Dumnezeu deține controlul absolut și puterea absolută în universul acesta. Domnul să vă binecuvinteze. Stimații mei, puțin sunt cam trist și supărat. Nu pe dumneavoastră. La ce se întâmplă la ora actuală pe planeta aceasta, din punct de vedere spiritual, mă refer. Noi nu prea avem de-a face cu lucrurile astea atât de materiale, pentru că nu ne prea ocupăm noi de ele. Noi ne ocupăm de sufletele oamenilor. Și mă gândeam că după ce va trece molima asta, care în februarie 2020, datorită acelui fapt, am fost dați afară toți din biserici, efectiv afară din templu. Păi, cum spunea fratele preiubit, eu niciodată nu m-am gândit că o să ajungem să ne scoată afară din biserică cineva. De copil îl slujesc pe Dumnezeu, dar n-am avut ideea asta, domnule, cineva să ne scoată afară. Mă gândeam, domnule, noi ce facem în biserică e foarte bine, ajutăm și pe alții, intervenim în ajutorul celor care, din punct de vedere spiritual, au grave probleme și că aceasta e voia Domnului și că vom funcționa bine. Februarie 2020, afară din biserici. S-a împlinit un verset pe care l-a strigat profetul Osea. Se aude bine până în spate, totul este perfect. Se aude, da? Osea, capitolul 9, versetul 15, Scriptura spune, Osea 9 cu 15, toată răutatea lor este la Gilgal, acolo m-am scârbit de ei, a spus Dumnezeu,
din pricina răutății faptelor lor. Și Dumnezeu a spus, afară din templu, îi voi izgoni din casa mea, nu-i mai pot iubi. Și a zis, Doamne Dumnezeu, dar ce s-a întâmplat cu molima asta, COVID-ul ăsta? Păi ce s-a întâmplat? Dumnezeu a spus, mă uit la faptele voastre, mă uit la biserica mea mondială de pe planeta Terra, mă uit la ei. Trebuie neapărat făcut ceva. Pentru că și poporul acesta, striga Domnul prin Isaia, mă cinstește doar cu buzele. Au o formă de evlavie așa. Au mari carențe când este vorba de practică, de realitate. Faptele vorbesc până la urmă. Mă uit pe câte unii spun, domnule, când te coboară foc din cer sau predic extraordinar, domnule, sunt o somitate a lumii de acum. Da, și eu spun, te felicit. Mi-a spus o tânără că vorbește 7 limbi străine, i-a spus, uite, chiar te felicit. Am mare respect pentru tine. Cine a pus în tine IQ-ul ăsta și atâta înțelepciune? Recunoști tu puterile absolute ale universului ăsta? Fără Dumnezeu ai fi zero. Numai Dumnezeu este totul. Și noi funcționăm numai datorită Lui. Există un verset în Ieremia care spune, sunt sătul de milă, când se va deveni o realitate versetul ăla, gata cu mila pentru planeta asta, dați-mi voie să vă spun, e de plâns. Pentru că și noi de fiecare dată, în fiecare dimineață, ne ridicăm din așternuturile noastre numai prin mila și harul lui Dumnezeu. Că dacă ar fi să ne facă Dumnezeu după faptele noastre, frații mei, vreau să vă spun, începând cu mine și probabil și sunt în asentimentul unora de aici, n-ar fi bine. N-ar fi bine deloc. După experiența asta cu... Am fost izgoniți din templu, efectiv, Dumnezeu a spus, îi voi izgoni din casa mea, au faptele rele. Știți dumneavoastră că în tot universul ăsta, indiferent de denominațiunea creștină care o aveți, oamenii se închină lui Dumnezeu sub două forme. Atât, două forme. Și anume, jertfa buzelor, se cântă, se predică, se recită poezii și așa mai departe, și faptele. Dacă excelăm foarte bine pe primul element și pe al doilea deloc, Dumnezeu ți-l anulează și pe primul și n-ai făcut nimic. Scriptura spune, după că trupul ăsta fără suflet este mort, tot așa credința fără fapte, moartă. Când Dumnezeu a văzut că și poporul se depărtează de Dumnezeu intenționat, premeditat, beau nelegiuirea ca apa, le place păcatul efectiv, se simt bine în plăceri și în păcat, Dumnezeu a spus, afară din biserică. De ce? Vin în curând să-mi iau biserica de pe planeta asta. Pe cine să iau? Pentru că Dumnezeu pune mare accent pe fapte. Degeaba vin eu să mă bat în piept să spun, domnule, ce pocăit veritabil și autentic sunt, când faptele mele sunt zero. Dumnezeu spune, nu găsesc plăcere în tine. Matei 7:21, evanghelistul Matei, capitolul 7:21, a spus, nu oricine îmi zice mie cu buzele, Doamne, Doamne, ești nemaipomenit, ești extraordinar, va intra împărăția celor. Dar cine? Păi cel care face voia Tatălui meu care este în ceruri, numai aceea intră. 1 Corinteni 15, primele trei versete, Scriptura spune, fraților, vă fac cunoscut Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, atenție, dacă o țineți. Nu o țineți? Păi auziți dumneavoastră cât de avansată este ideea aici. Vă fac cunoscut Evanghelia fraților pe care ați primit-o. Păi tu ai primit-o, te-ai pocăit, ai rămas, vii în pocăință de 30 de ani, de 40 de ani. Și nu împlinești. Vii la biserică din inerție, așa. Da, am venit. Ce mai faci, frate păstor? O, prea iubiții mei, totul e ok. Dumnezeu spune, da, felicitări. Mai vibrezi ceva, mai simți ceva în templul lui Dumnezeu. Te mai interesează ceva. Foarte mulți dintre noi am devenit ca fiul cel mare din pilda fiului risipitor. Exact ca el. Păi, stimații mei, fiul cel mare era totdeauna cu tatăl lângă tatăl, exact aici suntem în biserică, cu Dumnezeu, cu tot ce vrei. Și la un moment dat, fiul cel mare a spus, când s-a întors ăla la mai mic, ascultă, tată, niciodată nu mi-ai dat un ied măcar să-l mănânc, atenție, cu prietenii mei, că pe tine nu mă interesează. Dar când a venit ăsta mic, ai și tăiat un vițel îngreșat. Eu cu prietenii mei, adică eu am o relație pe orizontală cu prietenii, dar pe verticală cu tine nu, Dumnezeule. Vai de mine, vai de mine.
Numărul celor care se regăsesc în ideea asta sunt foarte mulți la ora asta. Dacă n-ai o relație pe verticală cu Dumnezeu, dați-mi voie să vă spun, va veni o zi când va fi foarte greu pentru tine. Mă gândeam după ce experiența asta cu am fost scoși din templu, mă gândeam așa, Dumnezeu știe ce face. Românii o să-și revină și nu numai. O să ne întoarcem la Dumnezeu din toată inima, cu pasiune, cu entuziasm. O să-L slujim cu devotament. Am constatat cu mare durere, a trecut și molima asta. Și? Probabil mai răi. Atenție, nu jignesc pe nimeni. A venit o doamnă într-o zi la mine, după finalul unei predici, și mi-a spus, domnule, v-ați referit strict la mine? Și a spus, nu, doamnă. Uite, nu m-am referit strict la dumneavoastră. Eu vorbesc și vorbesc din Scriptură. Totul din Scriptură. Nu prea îmi plac istorioare și povești din astea. E prea scump timpul ăsta pe care îl petrecem în biserică cu istorioare și povestioare. Și a venit, domnule, mi-ai spus toată viața mea aici și m-am regăsit aici. Și a spus, domnul să te binecuvinteze, pe tot posibilul să te califici și să te împaci cu Dumnezeu. Aceasta este problema. Cum de-am devenit noi mai răi încă după molima asta? Oare cum e posibil așa ceva, stimații mei? Scriptura spune în cartea profetului Ieremia, la capitolul 6, cu versetul 16. Bine ar fi referința asta să o mai citiți și acasă. Stați în drumul, uitați-vă, întrebați care sunt cărările cele vechi, care este calea cea mai bună. Umblați pe ea și veți găsi o dină pentru sufletele voastre. Și ei răspund cu nonșalanță așa. Nu vrem, domnule, să umblăm pe ele. Ce tot organizați atât de evanghelizăm, mă, frați păstori? Păi acum ai timpul numai de evanghelizări și de coruri și de fanfare și de orchestre și de misiuni. Uite, domnule, nu vrem, ci cu asta gata. Domnule, stai puțin, tu ești conștient de ce vorbești? Da, domnule, ești conștient. Păi nu auzim noi vorbindu-se din popor, aici e raiul, aici e iadul, mâncă, veselește-te, suflete. A venit cineva de dincolo să ne convingă pe noi. Trăiește viața, mă, uite, nu vrem. Nu vrei? Nu vrem. Profetul Osea la capitolul 11 cu versetul 7, profetul ăsta Osea, tare îmi place mie de el. De ce? El spune direct lucrurile pe față. Poporul acesta, stați puțin că rectific, poporul meu, nu acesta, poporul meu, adică poporul lui Dumnezeu, Domn, este pornit să se depărteze de mine, poporul meu, nu altcineva. Și dacă sunt chemați înapoi, tașubac, întoarce-te înapoi la tatăl tău, nici unul din ei nu caută să se ridice. Când spun poporul meu, poporul meu. Păi voi sunteți poporul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi cheamă, măi oameni buni, nu-i bine cum mergeți. Cărările astea nu duc la viață. Măi, oameni, întoarceți-vă la Dumnezeu, sunteți conștienți de ceea ce fac. Și ei spun, lasă-ne, domnule, mai vedem noi ce. Mai stăm de vorbă, mai discutăm. Omul lui Dumnezeu Iov, la capitolul 21 cu versetul 14, la un moment dat a spus și totuși oamenii ziceau lui Dumnezeu, pleacă de aici, Domnul. Noi nu vrem să cunoaștem căile tale. Auziți dumneavoastră câtă răutate? Dumnezeule, nu vrem și cu asta gata, că unii se scuză și spun, domnule, că n-am auzit, că n-am știut, domnule, că să vezi, că asta. Ajunge la un moment dat încât să-i spui lui Dumnezeu, Dumnezeule, te rog frumos, nu vrem. Cartea Apocalipsa îi spune pentru viitorul imediat apropiat, când se vor finaliza lucrurile, că la un moment dat oamenii îl vor blestema pe Dumnezeu per general și vor spune, pleacă Dumnezeule de aici. Înfiorător de drept. Înfiorător de drept. În circumstanțele acestea aud reverberațiile marelui rege. Dacă eram contemporan cu el, cu Domnul Iisus, eu personal nu mă lăsam deloc de el. Unde mergea el? Și eu. Ascult ce predica regele. Îmi plac enorm cuvintele ieșite din gura lui. Fiecare dintre ele este însoțit de o mare putere și o realitate incontestabilă.
Și aud reverberațiile cuvintelor rostite de gura lui în predică. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Aș dori seara aceasta, Dumnezeu să mă ajute, după rugăciunile dumneavoastră și călăuzirea Duhului Sfânt, să stăm și să medităm asupra acestui cuvânt și Dumnezeu să mă ajute să prezint câteva adevăruri sacre ale Sfintelor Scripturi. Anume, când banii nu mai au nicio valoare. De ce, mă, frate, ce poți tu să vorbești de banii ăștia care nu mai au nicio valoare? Stimații mei, vă fac cunoscut următoarele adevăruri. În primul rând, sufletul unui om este atât de valoros, atât de scump, încât nu se poate echivala prețul sufletului nici cu toate comorile lumea acestea. Nu că ai tu o grămăjoară de bani care a adunat-o și mai deții tu ce ai ajutat Dumnezeu cu transpirație și cu greu. Ce-ar folosi un om să câștige toată lumea? Când ai pierde sufletul, ai pierdut totul. Însemnează că sufletul unui om este foarte valoros și foarte scump. Dacă ai fi intervievat și să răspunzi la întrebarea cu da sau nu, ce ai tu mai scump pe lumea asta? Unii ar spune bărbații care iubesc soția, soția mea, cea mai scump. De unde am expresia asta? Știți că într-o noapte Dumnezeu a vorbit lui Ezechiel și a spus, ascultă Ezechiel, tu ești omul meu, prorocul meu. La noapte o să trec prin casa ta și am să-ți iau ce ai mai scump în ochi. Ce ai mai scump în ochi? Da, și Ezechiel spunea a doua zi, noaptea aceea mi-a murit soția. Felicitări pentru bărbații care gândesc așa. Poate sunt femei care spun, domnule, ce mai scump e soțul meu sau copiii mei. Uite, am un sânge de copil, domnule, comoara mea. Totuși, răspunsul corect la întrebarea ce ai mai scump în viața asta este sufletul pe care Dumnezeu ți l-a pus în tine. Care nu poate să fie plătit cu absolut nimic. Îmi susțin ideea aceasta cu Psalmul 49, unde Scriptura spune, începând cu versetul 6, și mulțumesc din suflet că sunteți foarte atenți, Psalmul 49, începând cu versetul 6, ei se încred în avuțiile lor, atenție, se fălesc cu bogăția lor cea mare, dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării, versetul 8. Atenție acum, răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se face niciodată. În circumstanțele acestea, în secunda asta, dacă este cineva aici în sală care nu s-a împăcat cu regele, care are o viață duplicitară și încă nu știe despre ce e vorba, dă voie să spun, ar trebui fiorul harului Duhului Sfânt să te cerceteze în secundă. Nimeni nu te mai poate salva, omule, absolut nimeni, niciodată. Răscumpărarea sufletului lor e așa de scumpă că nu se face niciodată. Atunci vei zice, stai puțin, domnule, dar de ce ne-ați chemat aici? Nu mai este nicio șansă? Pe tocmai asta vreau să vă spun, că mai este o șansă. Asta e ideea. Deci, în primul rând, notați în mintea și inima dumneavoastră, sufletul uman, sufletul omului pe care Dumnezeu l-a așezat în noi, e atât de scump și de valoros, încă nu pot să-l echivalez cu absolut nimic în universul ăsta. Și asta a pus Dumnezeu în tine. În al doilea rând, probabil vă întrebați acum, ascultă, străine, dar de ce e atât de scump sufletul unui om? Eu vreau să spun și încă apăsat. Sufletul din tine pe care Dumnezeu l-a așezat e materie veșnică, de aceea și de atât de valoros. Materie veșnică. Nimeni nu ți-l poate răscumpăra, măi frate, de aceea atât de scump. Ci trebuie să vină tot materie veșnică să rezolve problema. În circunstanțele acestea, eu totuși mă gândesc că a venit o zi când a coborât din ceruri, stimații mei, Regele Hristos Domnul. Scriptura spune în sulul cărții, este scris despre mine, mă duc să fac voia ta, Dumnezeule, căci omul se depărtase de Dumnezeu și nu era nicio șansă de salvare și de ridicare. Și atunci
Apocalipsa spune, regele din seminția lui Iuda, leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, coboară din ceruri ca să moară pentru noi. Materie veșnică pentru materie veșnică. Priviți spre Golgota, trei cruci, trei oameni, trei destine pe crucea din mijloc, regele Hristos Domnul. La stânga și la dreapta câte un tâlhar, în stânga și în dreapta, probabil mulțimea era în față. La un moment dat, unul dintre tâlhari își ridică puțin privirile, le îndreaptă spre rege. Se uită la el așa, în timp celălalt blestema și tâlharul celălalt. Acest unul, nu știu, stânga, dreapta, s-a uitat puțin spre el și a spus, Doamne, când vei veni împărăția ta, adu-ți aminte și de mine. De voi fi țărână în grădini, de voi fi col fierbinte, văd în tine un fiu de Dumnezeu. Tu ești un împărat, tu ai o împărăție, te vei întoarce împărăția ta. Fie-ți milă și de mine. Aleluia. Și regele s-a uitat puțin la el și a spus, problema ta este rezolvată acum. Bun. Astăzi vei fi cu mine în rai. Onorat și binecuvântat să fie marele nostru. Mare e puterea lui Dumnezeu, stimați. Sufletul unui om e atât de scump, e atât de valoros, pentru că este materie veșnică. Dar vreau să vă spun, soluția pentru salvarea sufletului nostru a trebuit să fie tot materie veșnică, să coboare în lumea aceasta regele Hristos Domnul și auzi reverberațiile cuvintelor apostolului Pavel. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub ceruri un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fii mântuiți. Unul singur, regele Hristos Domnul. Aleluia, Domnul să fie slăvit și onorat. De altfel, e singurul Dumnezeu și singurul Mântuitor. Sper să nu intru în controverse cu cineva, dar Osea la capitolul 13, versetul 4, spune aceste mari adevăruri, Osea la capitolul 13 cu versetul 4, pentru că El este singurul Dumnezeu, eu sunt Domnul Dumnezeul tău din țara Egiptului încoace. Tu cunoști că nu este alt Dumnezeu afară de mine și că nu este alt Mântuitor afară de mine? Unii spun, Domnule, Dumnezeu dacă e bun și iartă, știi ce înseamnă Mântuitor? Când a venit Arhanghelul Gabriel la Maria și a spus, astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un Mântuitor. Mântuitorul, Dumnezeu te iartă, dar Mântuitorul îți dă puterea de transformare să nu mai păcătuiești. Asta e ideea. Să nu mai păcătuiești. Că dacă tot te iartă și tot păcătuiești, tot te iartă și tot păcătuiești, ce ai făcut? Dar a venit regele să spună, pun în tine puterea asta, încât să biruiești păcatul, omule bun. Să devii ca și mine, un fiu de Dumnezeu, un copil de Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze și Dumnezeu să ne ajute. Stimații mei, frați și surori, prieteni, domn și doamne, în al treilea rând, sufletul unui om a fost împrumutat de la Dumnezeu. Împrumutat de la Dumnezeu. Vedeți, dumneavoastră, venim în lumea aceasta pe rând și plecăm din lumea aceasta pe sărit. Nu știi care este momentul când șofarul gongului Dumnezeu va suna și va suna, hei, Maria, Lenuța, Ioan, Călin, vino. Este împrumutat. Unii nu se simt confortabil să audă expresia asta. I-a spus cineva într-o seară la evanghelizare lângă Arad, ascultă, domnule, du publicul ăsta într-o stare de confort și fă-i să se simtă bine. Am aici doi primari, am câțiva deputați, am și un senator. Am spus, stimate domn, cred că n-am înțeles. Cum n-ai înțeles, frate? Dumneata trebuie să faci publicul ăsta să se simtă bine. Eu am chemat pe oamenii să se simtă bine aici. Am uitat încă o dată la el, eu credeam că glumește. Ascultă, domnule, Scriptura spune că în adunarea celor neprihăniți, un om încărcat de păcate, nici măcar capul la un moment dat nu și-l poate ține sus. Ăsta a spus, domnule, dumneata vorbesc serios, păi fă ceva. Uite, domnule, nu fac nimic. Îl las pe Dumnezeu să vorbească după voia Lui și după hotărârea Lui. Sufletul lui oricărui pământean a fost împrumutat de Dumnezeu. Și când Dumnezeu îl cheamă, nu știm secunda, ora, minutul, vino, tu trebuie să pleci.
Scriptura spune că într-o zi s-a dus prorocul Natan la împăratul David, cu câteva zile înainte îi spusese că va zidi templu și va are proiecte de viitor, și Dumnezeu îi spune noaptea lui Natan, du-te și spune că ceva n-a fost în regulă acum, du-te și rezolvă problema. Și spune așa, când se vor împlini zilele, nici minus, nici plus, nici o oră, nici o secundă, nimic, când se vor împlini zilele, te vei odihni lângă părinții tăi, pentru că totul este hotărât numai de Dumnezeu. N-ai ce să adaugi, nici să scazi. Când Dumnezeu hotărăște, atâta este. Sufletul uman este împrumutat de la Dumnezeu. Scriptura spune în Evanghelia după Luca, de la capitolul 12, că Domnul Iisus le-a spus o pildă și oamenii l-ascultau cu entuziasm. El a spus că țarina unui om bogat rodise foarte mult, că doar și proverbul românesc spune că la sărac nici boi nu trag. Eu citind pe acolo mă gândeam, domnule, tot la asta sărac îi rodește țarina. Uite, țarina unui om bogat îi rodise foarte mult și el când a văzut câte roduri are și câte bunătăți și cât belșug, s-a gândit și a spus, perfect, domnule, excepțional. Nu o să mai încapă să le pun în hambarele mele pe care le am eu, dar știu ce o să fac. O să-mi stric hambarele, o să fac altele mai mari și o să mănânc și o să mă veselesc. Și vorbea acum cu sufletul lui. Mănâncă, suflete, și veselește-te, că ai multe bunătăți adunate pentru mulți ani. Mănâncă, bea, veselește-te, simte-te bine, domnule. Și un glas s-a strigat din ceruri. Nebunule! Nebunule, dacă noaptea asta îți cer înapoi sufletul că ți l-am împrumutat, tot ce a adunat ale cui vor fi? Puteți dumneavoastră să vă transferați pentru o secundă în starea acelui om? Domnule, am tot ce vrei pe lumea asta, sunt atât de binecuvântat și nu înțeleg esența, domnule. Eu mă uit la dumneavoastră cu o responsabilitate maximă. Cum de a reuși satana să ne orbească în așa fel, încât noi dăruim tinerețea noastră, viața noastră, vigoarea tinereții noastre, puterea noastră, inteligența noastră, totul lucrând numai pentru trupul ăsta și numai pentru aici. Când aici stăm un weekend, păi cât stai omul aici? În opinia lui Dumnezeu, 70-80 de ani este exact un weekend. Dar urmează o veșnicie, oameni buni. Pentru veșnicia asta ce-am făcut? Că noi ne pregătim numai pentru un weekend, pentru cât stăm aici. Și urmează veșnicia. Ce ai făcut tu pentru veșnicia aceea? Sau nu te prea interesează? Vreau să spun că tot ce spun eu, eu spun din Scriptură și adevăruri reci și sacre. Dacă la un moment dat sufletul tău nu va fi răscumpărat, că nu te califici pentru asta, te întreb cu ochii mei de gheață, unde îți petrești tu veșnicia? În flăcările iadului? Acolo nu-i 70-80 de ani în weekend. Acolo este o veșnicie întreagă. Noul Testament folosește 5 termeni pentru ideea aceasta. Unde focul nu se stinge, unde viermele nu moare, Sheol ghenă, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Eu nu doresc să ajungă, Doamne ferește, cei mai mari dușmani ai mei, nu știu câți or fi și pe unde ar fi, dar nu le doresc să ajungă așa ceva. Atât de frumoși tineri și tinere, oameni buni, stimați români și toți care sunteți, salvați-vă, Domnule, suflet. Rezolvați-vă, Domnule, problema veșniciei. Satan ne înșală, muncim numai pentru un weekend. În loc să acționăm și să investim în salvarea sufletelor noastre. Va veni o zi cu durere, trebuie să constați, să vă spun, în tot ce ai muncit și ai adunat. Îți vei arunca bănuții pe uliță, când vei fi în fața morții, când simți că sufletul din tine te condamnă, bugetul tău îți spune, ai pierdut totul, ce faci cu banii? Ezechiel, la capitolul 7, versetul 19. Ezechiel 7:19, Scriptura spune, își vor arunca argintul pe ulițe și aurul lor le va fi o scârbă. De ce?
Argintul sau aurul lor nu poate să-i scape în ziua urgiei Domnului, nu poate nici să le sature sufletul, pentru că sufletul uman nu se satură cu lucruri materiale. Nici să le umple măruntaiele, căci el i-a aruncat în nelegiuirile lor. Pentru că unii spun, Domnule, pe mine mă interesează, Domnule. Facem bănuți și cu bănuții trăim în nelegiuiri și în păcate. Și Dumnezeu spune, nu. Nu-i bun modul acesta de gândire. Dumneavoastră tot ați auzit predicându-se despre Sodoma și Gomora, cetatea Admei și Țeboimului. Domnule, că ce vremuri grele și că regele a amintit că în zilele venirii Fiului Omului se va repeta istoria și vor fi oamenii, se va asemăna ca cei din Sodoma și Gomora. Și constat cu durere în suflet câtă dreptate a avut regele. Știți dumneavoastră care erau fondul pe care cei din Sodoma și Gomora păcătuiau așa? Cartea lui Ezechiel la capitolul 16 cu versetul 49 ne dă detalii. Iată care a fost nelegiuirea surorii tale Sodoma. Îngânfată, trăia în belșug, într-o liniște nepăsătoare, ea și fiicele ei, și nu sprijinea mâna celui nenorocit și a celui lipsit. Acesta este fondul și mediul în care au căzut în păcatele acelea oribile. Atenție! În primul rând, mândria. Dumnezeu nu o suportă. Sodoma și Gomora erau îngânfate. Apoi, belșugul de bani. Trăiau într-un belșug extraordinar de bani. Într-o liniște nepăsătoare. Lasă-mă, Domnule, că nu mă interesează nimic. Și eu o fi și ce nu o fi, mai vorbim noi. Nu vi se pare că se repetă istoria? Nu sprijinea mâna celui sărac și nenorocit și lipsit. Nici nu aveau în caracterul lor sau în cultura lor ideea. Domnule, ai văzut un necăjit, un nenorocit? Ai grijă de el, Domnule. A venit o patroană într-o seară la evanzare și mi-a spus, Domnule, eu cred că am un dud de zgârcenie pe mine foarte mare. Dar zic, de ce? Domnule, zice, am o companie de tiruri foarte bine merge. Dar când văd un sărac și un nenorocit, parcă aud o voce care îmi spune, dă-i ceva. Și când să mă apropii de el, nu pot să-i dau. Imediat îi spun, du-te mă la lucru și vezi de treabă. A spus, Doamnă, în spatele oricărei manifestări există un Duh. În spatele oricărei manifestări există un Duh. Văd că vă uitați tare atent la mine. Știți că a venit o femeie cananeancă, o sirofeniceancă, când regele s-a dus în părțile Tirului și a Sidonului și a strigat, ai milă de mine, fiul lui David, fica mea este greu muncită de un drac. A venit cineva în finalul acelei predici la mine și mi-a spus, ascultă, Domnule, probabil dracii erau atunci pe pământ mai mulți, dar acum a spus, ascultă, stimate Domn, la ora actuală s-ar putea să fie mai mulți demoni pe planeta asta decât pe vremea aceea. Și a spus, Domnule, dumneata vorbești serios? Da, Domnule. 2 Petru la capitolul 2, versetul 19, partea B. Auziți ce spune Scriptura? 2 Petru, capitolul 2, versetul 19, partea B. Fiecare este robul lucrului de care este biruit. Voi la dumneavoastră tot așa. Oameni liberi, frumoși, extraordinari. De unde să știm noi că numai Dumnezeu știe? Fiecare este robul lucrului de care ești biruit. Și am spus, stimată Doamnă, Domnule, ai un duc de zgârcenie. În spatele manifestării ăsta stă un drăcușor. Un duc de zgârcenie. Dacă nu poți să te lași de alcool, de băutură, de pornografie și alte zeci de elemente, în spatele oricărei manifestări, e o forță străină. Îmi spui tu mie că ești liber? Singurul din universul ăsta care te poate elibera e sângele lui Iisus Hristos. Aleluia! A Lui să fie gloria și slava. Numai Dumnezeu ne poate salva și ajuta. Sufletul unui om, frate și soră, a fost împrumutat de la Dumnezeu. Dumnezeu ți-l cere înapoi. Ai mare grijă. Profită de ocazia asta. Astăzi, dacă auzi cuvântul Domnului, rezolvă-ți problema. De unde să știu dacă la noapte nu sună gongul lui Dumnezeu și spune, ei, Maria, vino acasă, eu v-a striga dacă ai numărat zilele, dacă ai hotărât lunile, dacă ai însemnat hotarul, cine va putea trece peste decizia divină? Nimeni nu se poate împotrivi voii lui Dumnezeu. Prieteni dragi din câmpia turzii și împrejurimi, e seara ta, rezolvă-ți problema cu Dumnezeu. La ce folos să lucrezi numai pentru trupul ăsta și să-ți pierzi sufletul? Abacuc la capitolul
2 cu versetul 13. Mă înfioară versetul ăsta. În Domnul oștirilor a hotărât lucrul acesta, popoarele se ostenesc pentru foc și neamurile se trudesc pe degeaba. Iată proiectele pe care Dumnezeu le știe din viitor. Pentru că Dumnezeu e drept și sfânt. Dacă aș merge acum și atunci, ei, prietene, ce mai faci? Păi uite, Domnule, ce să fac? Păi 24 din 24, prins numai cu joburi, cu lucrări, mă, dar pentru suflet nimic. N-am timp, Domnule, și dacă i-ar spune versetul ăsta, ei, tu știi pentru ce lucrezi? Poate i-ar spune, hai, Domnule, pleacă de aici. Și până la urma urmelor, știți unde ajung toate bogățiile și bunătățile neamurilor? Zaharia 14 cu 14, profetul Zaharia, mare adevăr. A spus, ăsta este adevărul. Zaharia 14 cu 14, Iuda va lupta și el în Ierusalim și vor strânge bogățiile tuturor neamurilor din împrejurim. Aurul, argintul și haine foarte multe. Pentru că trăim vremea când se vor derula evenimentele cu o repeziciune extraordinar de mare. Și tot ce spune cartea asta sfântă, care a mea s-a rupt toată acum, dar nu-i nicio problemă, tot ce spune va deveni o realitate. Scriptura spune și regele a predicat, cerul și pământul vor trece, dar nici măcar un plov, o iotă din cartea asta nu va trece fără să se împlinească. Doamne, cercetează-ne în seara asta. Dacă tot ne-ai adus aici, mare rege, acord o clipă și pentru mine și pentru tine. Dumnezeu să ne cerceteze și Dumnezeu să ne ajute să luăm decizii corecte în seara asta și să ne întoarcem cu adevărat la Dumnezeu. Sufletul uman este atât de scump încât nu poate fi echivalat cu toate bogățiile lumii. În al doilea rând, e materie veșnică și a venit regele tot cu materie veșnică ca să te salveze. În al treilea rând, sufletul uman a fost împrumutat de la Dumnezeu. Și am să vă spun ceva foarte important. În al patrulea rând, problema sufletului tău se poate rezolva numai atâta timp cât îți mai bate inima. Când ți s-a oprit inima, cu durere constat, ai trăit degeaba. Cât timp îți mai bate inima în piept, mai ai o șansă. Indiferent de ce păcate ai la activ. Indiferent de ce păcate. Că nu-i păcat pe lumea asta să nu-l spele marele rege. Cât timp îți mai bate inima în piept, mai ai o șansă. Stimată Doamnă care ai plâns toată viața ta și cu soțul ai avut un calvar, e seara ta. Rezolvă-ți problema sufletului tău, că numai Dumnezeu din ceruri te poate ajuta. A sunat un frate într-o dimineață să merg până la el. M-am dus până la el. Un bărbat înalt, la 1,85, corp atletic, un bărbat adevărat. Eu pe lângă eram și mai tricăjit. Sudorile morții pe fruntea lui. A spus, ce s-a întâmplat cu tine? Și el spunea, noaptea am avut o vedenie, o revelație de noapte. Se făcea că era ziua judecății. Și într-o sală mare cu pereți de sticlă, pe un tron mare și alb stătea regele Hristos Domnul. Ce vă spun, eu n-am citit, ascultați-mă. Am vorbit cu persoana respectivă. Fiecare pământean trebuia să intre în sala de judecată și să treacă prin fața tronului unde stătea regele Hristos Domnul. Și el mărturisea. Se auzea ce se discuta în sala de judecată, se auzea afară. Ok, spune mai departe. Și el îmi spune, a început judecata. A intrat în sala de judecată un bărbat. Bărbatul acesta a venit, s-a apropiat de tronul unde era regele și regele a pus o întrebare. Tu unde crezi că te vei duce? În rai sau în iad? La care omul nostru a spus, în iad. Și regele a spus, du-te în iad următorul. Cum i-a spus, l-am întrebat eu atunci, asta e toată judecata? Și l-a spus, asta e toată judecata. A intrat a doua persoană, o femeie. Vine femeia, parcă avea o aureolă în jurul cap, o liniște, impresia feței, parcă era un înger, o liniște, o pace. Ajunge în dreptul tronului unde era regele, unde stătea regele și regele aceeași întrebare. Tu unde crezi că te vei duce, în rai sau în iad? Și femeia a spus, în împărăția ta, Doamne. Și regele a spus,
Poftim în împărăția mea. Următorul. Următorul, un alt bărbat. Vine, ajunge în dreptul tronului la regele, regele aceeași întrebare. Tu unde crezi că te vei duce, în rai sau în iad? Omul ezită o secundă și spune, nu știu, Doamne. Când a spus, nu știu, Doamne, regele a spus, du-te în iad. Următorul, asta e toată judecata. Următorul eram eu, îmi spunea fratele. Eram gata să intru în sala de judecată. Când am pus mâna pe clanța de la ușă să deschid ușa să intru, s-a întâmplat ceva. De ce s-a întâmplat? Deci ascultă-mă bine. Mi-am văzut toată viața mea în 3 secunde. Nu puteam să-l cred. Dar mi-am adus aminte că în urmă cu câțiva ani m-a sunat un tânăr de la Cluj, de la spital, de la oncologie și mi-a spus, n-ai vrea să vii până la mine. Mi-au spus doctorii că mai trăiesc puțin, vino până la mine. Am sărit repede mașină și m-am dus până la el. Și când am ajuns la el, 4 cole A4, toate scrise și pe parte și pe alta. Uite, ascultă-mă, asta e toată viața mea. Dar zic, cum de tot mi-am amintit. Înainte de a muri, tot vezi. Tot știi. Și el mi-a spus, mi-am văzut toată viața mea și cugetul meu nu m-a mai lăsat să vorbesc. Când a intrat în sala de judecată, nu mai poți vorbi, numai ce dictează cugetul. Că doar toți ar spune, împărăția ta, Doamne, care-i problema? Na, n-ai cum să vorbesc. Ce dictează cugetul? Totul de când ai venit pe lumea asta este înregistrat, monitorizat de operatorii de sus. Cu cea mai mare exactitate, îți știe gândurile, vorbele, îți numără pașii, ține evidența, contabilitate, până la firele de păr, de cum acțiunile tale, gesturile tale, faptele tale, caracterul tău, absolut totul. Și el îmi spunea, mi-am văzut viața toată și cugetul îmi spunea, dacă intru și mă întreabă unde mergi, îi spuneam exact ca cel din fața mea, nu știu, Doamne, și mă trimitea în iad. În momentul ăla am simțit sudorile morții cum mă cuprind. Doamne Dumnezeu, sunt pierdut. Ce mă fac? Știți dumneavoastră când Belțașar, fiul lui Nebucadnețar, a avut o să spun eu, o vedenie, un capăt de mână, a scris câteva cuvinte pe tencuiala zidului. La un capăt de mână, fața i s-a îngălbenit, genunchii s-au lovit unul de altul, coasele s-au desfăcut, praful să se aleagă de el. Dar când vei sta față în față cu marele rege, șeful universului, în mâna căruia stă viața și moartea, monitorizează aproape 8 miliarde pe planeta asta și știe totul despre ei. Când ne-am rugat noi toți la început, probabil unele doamne s-au gândit, Doamne, ce se roagă ăștia, da, așa, bar n-au, ăștia se înculți. Dumnezeul nostru are capacitatea și puterea să monitorizeze nu 8 miliarde, 80 de miliarde, dacă e cazul. În fiecare secundă știe totul despre fiecare. Duhul Sfânt e aici în adunare seara. Puterea lui Dumnezeu să te ajute, să te elibereze și pe tine. Și în momentul când să intre în sală, eu mi-am văzut toată viața, frate, sudorile morții m-au cuprins și s-a încheiat vedenia asta, revelația asta. Și mi-am întrebat, ce înseamnă asta? Mi-am spus, ascultă-mă, dragul meu, uite-te puțin la mine. Dacă noaptea asta va veni regele și va trebui să pleci din lumea asta, spune-mi unde pleci. Și el mi-a spus, nu știu. Asta e vedenia. Nu știi. Dumnezeu ți-a dat revelația asta ca să te conștientizeze că încă mai ai de lucrat din punct de vedere spiritual. Pentru că un creștin autentic știe exact unde merge încă de când este în viață. Aud reverberase cuvintelor apostolului Pavel, mi-am sfârșit alergarea, mi-am păzit credința și mă așteaptă una. 100% procente, nu există nicio îndoială, 100% procente pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea și nu numai mie, ci tuturor celor care ar fi iubit venirea Lui și L-au slujit cu drag. Nici o umbră de îndoială. Încercați să vizualizați tabloul când Ștefan, unul din ucenicii Domnului, murea sub puhoiul de pietre, înainte ca să-și dea Duhul, a strigat și el ceva.
Văd cerurile deschise. Măi, Ștefan, ești convins? Da. Văd pe Fiul lui Dumnezeu stând în picioare la dreapta Tatălui. Păi nu stă regele de regulă în picioare. Regele s-a ridicat în semn de onor că se întoarce acasă în biruitor. Scriptura spune că mai importantă este ziua morții decât ziua nașterii. Cum, Ecclesiastule, îți permit să folosești expresia asta? Dacă vine un copil în lume, câtă bucurie, părinții, mama cu drag, ascultă-mă, urmează o viață de parcurs prin necazuri, prin ispite, nu știi care este biruitor. Dar cel care rămâne neprihănit până la ultima bătaie în piept, regele se ridică în picioare, mai vine un biruitor acasă. A lui să fie gloria și slavă. Seara aceasta e seara ta. Rezolvă-ți problema. Nu lucra numai pentru un weekend, că ești un om extraordinar. Lucrează pentru dincolo de weekendul ăsta, pentru o veșnicie întreagă, pentru că sufletul tău e mult mai valoros decât bogățiile astea materiale. E materie veșnică, a fost împrumutat de la Dumnezeu și ți-l poți rezolva atâta timp cât trăiești. Când ți s-a oprit inima, unii mai auzit predicând, Domnule, că chiar după moarte, că mai încercăm să mai rezolvăm ceva după moarte. Păi, Domnule, că intervin alții, eu știu, prin Corinteni spune că se botează în numele altuia să mai facem ceva. Nu mai poți face nimic. Deci clar și limpede. Am auzit un glas din cer care striga, fericii de acum încolo de morții care mor în Domnul. Ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele îi urmează. Vă doresc din suflet multă binecuvântare de la Dumnezeu, multă sănătate fizică și spirituală și tot ce vreți. Și să faceți tot posibilul să ne întâlnim la ultima stație finală. Când se vor deschide cărțile, spune cartea, și când se va deschide și cartea vieții. Și toți cei a căror nume n-a fost găsit scris în cartea vieții, regele le-a spus plecați de aici. Păstrați-vă numele scrise în cartea vieții. În secunda următoare puteți să faceți așa o repetiție. Ce spune cugetul tău în cazul în care noaptea asta vine regele? Pleci ori nu pleci? Fă tot posibilul și rezolvă-ți problema. Amin.